Salut, am revenit cu un nou caz. O să vi-l prezentăm pe parcursul mai multor episoade. Este un caz destul de complex, cu o reabilitare totală, doar protetic, fără implanturi și așa mai departe, doar cu punți și fațete. Mă rog, o punte și restul doar fațete, elemente individuale din Nemax, puntea din zircon. În prima fază va trebui să reglăm nivelul gingiilor la fiecare, pe fiecare dintre parte cu ajutorul laserului. Apoi, etapa a doua va fi un wax-up. Practic, asta înseamnă să-i facem noi un zâmbet pe care îl considerăm frumos și îl vom transfera în gură. După ce avem feedback-ul lui pozitiv, demarăm cu șlefuirea. O să dureze în jur de, nu știu, 5-6 ore și peste 7 zile fix o să-i punem dinții. Dar până atunci mai avem câteva de rezolvat care fac parte din protocol, respectiv să mergem să-i facem niște poze acum. Și acum trecem la etapa următoare, respectiv la amprentare. Amprente preliminarii și mock-up-uri. Adică mock-up ce înseamnă? Să avem provizorii pentru el când o să-l șlefuim. Colega mea care nu se ocupe de asta. Bun, deci ați văzut. În urma consultului am făcut pozele, am luat amprentele pentru mock-up-uri, adică pentru simulare, să vedem cum ar arăta zâmbetul lui la final. Ceea ce o să vedeți data viitoare, de fapt și de drept. O să vedeți exact cum o să-i stea cu viitorii dinți sau cu viitorul zâmbet.